În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Stupina, județul Constanța. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și a sfințit icoanele lăcașului de cult. Am slujit în această biserică și am sfințit icoanele care au fost făcute de credincioși ca să împodobească biserica aceasta până când se va face o pictură. Și iată, astăzi am făcut pomenirea celor adormiți, pentru că înainte de postul mare, întotdeauna noi pregătim ofrandele sufletelor noastre prin post și rugăciune, dar pregătim și ofrandele pentru cei plecați din viața aceasta și care sunt în legătură cu noi. Cei care au plecat de aici nu sunt dispăruți, ci se află fie în împărăția lui Dumnezeu, fie se află în cele de jos, dar așa cum ne spune Sfânta Scriptură și cum ne învață Sfinții Părinți, prin rugăciuni de pomenire și prin ofrande, și cei de jos se pot ușura și pot, prin jertfe și prin liturghii și pomeniri, să se ridice mai sus din cele în care se află. Iar cei care se află în rai, prin aceste rugăciuni, mai sus se ridică. La finalul Sfintei Liturghii, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată, părintele paroh Dumitru Ciornea a fost hirotesit iconom stavrofor. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Stupina, județul Constanța, a fost construită în anul 1904.